îndrăgostiților începe să prindă avânt și în România. Domnii s-au trezit cu noaptea în cap pentru alegerea cadoului perfect cu care să-și impresioneze partenerele. Nelipsite în această zi rămân florile. Fie că vorbim de trandafiri, lalele sau florile preferate ale iubitei, partenerii au o gamă variată de unde să aleagă buchetul perfect care să aducă zâmbetul ideal pe chipul iubitei sau soției. Jurnalistul B1 TV Marina Filimon se află chiar acum într-o piață de flori din sectorul 5 al capitalei și are mai multe detalii. Marina, bună dimineața! În primul rând, spune-ne dacă tu ai primit din partea iubitului un buchet de flori azi. Alex, bună dimineața! Țin să spun că ziua abia a început, până diseară mai este mult și, după cum bine știm, februarie este luna iubirii, întocmai pentru că marchează două date importante în care ne putem arăta iubirea față de partener. Vorbim despre ziua de astăzi, 14 februarie, care semnifică ziua îndrăgostiților, dar și celebra și tradiționala Dragobete, o sărbătoare cu care românii noi ne-am obișnuit. Deși Dragobete este sărbătoarea iubirii la români, ziua de 14 a fost preluată din Statele Unite și folosită ca o ocazie în plus, întocmai pentru a ne aminti cât de importantă este iubirea și că iubirea ar trebui celebrată în fiecare zi. După cum ai spus și tu, Alex, ne aflăm într-o piață de flori de aici, din capitală, unde bucureștenii pot opta pentru o gamă diversă, variată de flori multicolore și frumoase aranjamente florale, care practic ne iau ochii. De dimineață am văzut un cumul destul de mare de oameni, chit că îndrăgostiții au început chiar de dimineață să găsească cadoul potrivit pentru cei dragi. Așadar, după cum puteți vedea și în imaginele de pe post, nu știm unde să ne oprim privirea, pentru că toate aranjamentele arată de-a dreptul deosebit, ceea ce înseamnă că persoana iubită se va bucura cu mare drag.